Ce eveniment are loc astăzi aici? Astăzi marcăm cei 165 de ani de la nașterea Marelui Poet Național Mihai Eminescu și Serviciul Public Biblioteca Municipală din cadrul Primăriei Reșița, în parteneriat, și când spun parteneriat, mă bucur să avem alături de noi pe cei de la Uniunea Croaților din România, filială Cara Severin. Pe lângă aceștia ne bucurăm de prezența copilor de la Centrul de Zi ABC. De menționat este că ne aflăm la cea de-a cincea manifestare dedicată poetului Mihai Eminescu, cea de acum, de la ora 14. O să avem două momente, un moment pregătit de cele trei fete care au dorit să fie voluntare în acțiunea de astăzi și pe lângă cele trei fete o să avem momentul pregătit de copii de la Centrul de Zi ABC. Ce planuri aveți pentru viitor? Așa cum de la înființarea noastră, dorim să marcăm toate manifestările culturale și nu numai manifestări culturale, mă refer și la campanii sociale, la acțiuni internaționale, la acțiuni mondiale. Încercăm să venim în sprijinul comunității noastre cu acțiuni cât mai interesante și mă bucur să spun că am reușit prin aceste acțiuni să atragem tineri. Pentru că, după cum știm, în general, persoanele vârstnice nu și-au pierdut pasiunea pentru a citi, în schimb, tineretul nu prea este atras. Și prin acțiunile noastre se oferă voluntari să ne ajute în munca noastră de bibliotecă și devin și utilizatorii noștri. Pentru că asta este și ideea. Anul trecut ați avut o inițiativă sau un început de inițiativă prin care vreți să faceți cursuri pentru calculatoare gratuite. O să încercați și în acest an să faceți acest lucru? Da, o să încercăm, însă, în momentul de față, din păcate, nu avem acele calculatoare. Când spun nu avem calculatoare, în sensul că am început cu acele calculatoare prin Biblioteca Județeană, prin Programul Național Biblionet. Însă, din păcate, noi nu mai avem nici măcar un calculator, dar sperăm, am reușit până acum prin proiecte, colega mea, Zare Dominic, a atras până acum 4 calculatoare și sperăm și pe viitor să mai avem și atunci vom organiza cu siguranță, pentru că ne dorim să oferim. Deja ne cunoaștem cât de cât. Mă bucur că colaborarea noastră continuă și în anul 2015. Anul acesta o să îl marcăm ca prima acțiune noastră în comun. Știți de ce ne-am întâlnit astăzi aici? De ce? Da, într-adevăr. Astăzi împlinesc 165 de ani de când marele poet Mihai Eminescu s-a născut. Și mă bucur că știți lucruri despre el. O să rog pe domnul director Anderca să ne spună și dânsul câteva cuvinte. Bună ziua și vă mulțumim că luăm și noi parte la acest eveniment. Mulțumim primăriei și bibliotecii municipale pentru faptul că suntem în continuare în parteneriat cu dumneavoastră și cu acești micuți copii putem să sărbătorim și noi și să aducem un omagiu poetului Mihai Eminescu. Prin acțiunea noastră noi vrem să copiii să spună o poezie și după care avem și o cântare, dacă este posibil. Cântăm cum știm noi, dar cu ajutorul copiilor vrem să avem și noi acest omagiu pentru poetul Mihai Eminescu. Mulțumim de primire și mulțumim de... Nu, mulțumim. Și cu completare am participat la... O sărbătorim și la biblioteca noastră, Biblioteca Municipală din Reșița. Eu m-am gândit să vă pregătesc un material care poate puțin îl cunoașteți. A citit mai mult biografiile școlare și unde v-ați mai informat. Și m-am gândit să vă pregătesc un material exact în momentul în care Eminescu și-a întrerupt studiile din România, nu plecase încă în străinătate la studii și a fost angajat al Teatrului Național. Acolo, împreună cu trupa de teatru în care a activat, ca și suflior și ca și actor ucenic, a traversat țara lung și în lat. Astfel, în anul 1868, a avut un turneu cu trupa aceasta de teatru în Transilvania, unde au dat reprezentații la Blaj, la Arad, inclusiv la Oravița
Și aici am vrea să rămânem un pic la Oravița, pentru că este orașul din județul nostru și ne face cinste că acest luceafăr al poeziei românești a trecut și prin județul nostru. În luna august, un convoi de 12 căruțe l-au așteptat la Oravița și cu mare fast și sărbătoare s-au îndreptat spre sala Teatrului Național din Teatrului din Oravița. Spera și nu ai teamă, că e val, că valul trece, de te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Multe trec pe dinainte. La mijloc de codru de est, toate păsările ies din hoceac de aluniș la văsul luminiș. Luminiș de lângă baltă, ca intersia înaltă, legănându-se din unde în adâncul se pătrunde. Și de lună, și de soare, și de păsări călătoare, și de lună, și de stele, și de zbor de rândunele, și de chipul dragii mele. Eu te văd răpit de farme, cu mângând cu glas domol, în apei strălucire, întinzând piciorul meu. Codule, codruțule, ce mai faci, drăguțule? Că de când nu ne-am văzut, multă vreme a trecut și de când nu am depărtat, multă lume am umblat. Iar eu fac de mult, iar n-a zis că l-a spun crecile, grupându-le, apele ascultându-le, trăinind cărările și gonind cântările. Dar izvoarele sunt frumoase, când codrul negru trece, dar și dorm și frumele în grădină, domnul pace. Trecele văd pe ape. Trecele văd pe ape. Întreprestii să se pulce. Întreprestii să se pulce. Vieți îngerii aproape. Vieți îngerii aproape. A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată, din rude mari împărătești, o prea frumoasă fată. Și era una la părinți și mândră în toate cele, cum e fecioara între sfinți și luna între stele. Din umbra panicilor bolți, piciorul și-l îndeaptă, lângă fereastra unde în colț luceafărul așteaptă. Privind în zare, cum pe mări, cu zare și strâlce, rocul va petrece, ce eu în lumea mea mă simt nemurită și nemurită. Cerul a muncit o veșnicie, noi muncim întocmai ne-am ales. Și încep prin a spune că s-a născut cu numele de Mihail Eminovici la 15 ianuarie 1850, dintre cei 10 copii ai familiei lui Gheorghe Eminovici, renumit Gheorghe Eminovici, Mihai este al 7-lea născut. Micul Mihail este descris ca fiind o fire cu totul nedisciplinată și neascultătoare. Părinții lui, în dorința de a-i da o creștere și o instrucție mai îngrijită... În străinătate, eu o să vă citesc și în limba română. Am auzit că nu s-a citit, aici nu s-a spus. Din străinătate, când toți se înveselește, când toți aici se încântă, când toți își au plăcerea și zile fără nori, un suflet nu mai plânge, în dorul se avântă, la patrie dulci plaiuri, la câmpii răzători. Și inima aceea ce geme de durere și sufletul acela ce cântă amorțit. E inima mea tristă, ce n-are mângăiere, e sufletul ce arde de dor nemărginit. Aș vrea să văd acum natala mea vâlcioară, scăldată în cristalul părăului de acid. Svatco se veseli, ca-ți fi uživa iu privode, vedre dane, te chiedna dușa place, u bol pohitjet želi, na plašnjak je domaje,
ravnice nasmijane. I ono srce koje od ljude boli jada, i ona duša koja pjeva dok smrt je mori. Srce je moje tužno bez utjeha što strada, duša je moja što bezmjernoj patnji gori. Poželio sam vidjet dolinu rodnu sada, kristalom srebrnoga potoka okupan. Sve je staro i sve novo, što je zlo i što je dobro, pitaj se i pojmi ovo. Ne boj se i nemaj nade, što je varto s valom pada, kad te zovu, kad te vabe, ti ostani na sve hladan. Mnoge stvari kraj nas prođu, u su nam mnoge žuje, tko da drži sve na umu, tko bi stavio...